Bine v-am găsit, dragii mei, bine m-ați găsit! O să pregătesc o salată orientală. Am fiert aici cam un kilogram de cartofi. Mi-am pregătit ouă de casă. Am aici ceapă, ca să fac un aranjament, niște felioare de roșii, frunze de pătrunjel, frunze de salată, tot din grădină, un sos, o cremă de salată. Puteți să puneți maioneză, puteți să o faceți în casă, este foarte ușor de făcut, sare, piper, eu pun vegeta, știți, un pic de piper. Prima dată o să toc cartofii, să știți că eu m-am obișnuit să-i toc rotund, așa, felii. Nu prea subțiri, nu prea groase, cam un centimetru, așa. M-am gândit să vă spun o glumă drăguță, se duce un cetățean la mare și stă și își dă cu ulei de protecție solară, se relaxează, se bucură de razele soarelui și la un moment dat vine un noșan, mai de la sat, așa. Și vede pe cetățeanul respectiv cum se așează lângă cearceaf și face genoflexiuni. Și se uită, așa, nu se uită mai de aproape, iar se apleacă, iar se uită, nu înțelegea ce face și la un moment dat se duce la el și domnule dragă, zice, nu te supăra, nu te supăra, doamna o plecat, o intrat în năsâp. Sper că ați înțeles și că v-ați distrat. Viața, dacă ei mai vesel, parcă trece mai frumos. O să feliez ouăle tot așa rotund și le punem peste această compoziție. Eu am fiert aici 7 ouă. 6 ar fi ajuns, dar dacă tot aveam, m-am gândit să pun mai multe, că nu o să deranjeze și nouă ne plac. De ce îmi place salata? Asta e și gustoasă și se poate mânca și a doua zi. O puneți în frigider și puteți să o serviți oricând. Și se poate servi și lângă o bucată de carne, o bucată de cârnați prăjită, orice, știu eu, orice friptură aveți, merge lângă. Așa, deja începe să arate frumos, nu? Așa colorat, ceapa. O să toc așa julien, adică așa, vedeți? Nu foarte mică, că îmi place să o simt în mâncare, știți asta. Eu și când toc ceapă pentru tocăniță, tot așa fac, doar la ciorbe uneori, o toc mai măruntă. Am găsit o ceapă roșie, să știți. Ceapa este un aliment care, mâncat seara, consumat seara, vă ajută la un somn mai liniștit, ca și un pahar de lapte. Și este și sănătoasă. Îmi place să cred că de fiecare dată când am gătit, v-ați bucurat de rețetele mele acum. Vă spun un secret. Dumneavoastră știți foarte bine că eu nu sunt bucătar profesionist. Eu gătesc așa ca să mâncăm pentru mine și pentru soțul meu. Știu că mulți dintre dumneavoastră, multe doamne m-au condamnat că nu se face sarmalele așa, că nu se face supa așa, că nu se face... Știu cum o faceți dumneavoastră. Eu te-am arătat cum o fac eu. De fiecare dată când gătesc, gust mâncare. Eu gust de atâtea ori că în momentul în care s-a terminat rețeta, am și săturat. O să pun puțin piper, o să pun sosul ăsta de salată, crema asta, o să pun cam 4 linguri mari. Puteți să puneți măsline, puteți să puneți ardei roșu. Ia să vedem. Și amestecăm. O să pun în farfurie și o să vă arăt și dumneavoastră ce am făcut. Și o să-l chem și pe soțul meu să guste. Bățuc! Sări ochelarii, că nu văd ce aici. Am vrut să-ți aranjez freza puțin, ca să... Nu, păi tocmai ce mi-a făcut bucle. Coc. A, da, ți-a făcut, o merdenea. Ce ai făcut? Găigană? Cum găigană, mă? Adică găigană, dragilor, de fapt înseamnă omletă, ca să știți că vorbește codificat. Încep cu aranjamentul. Am auzit că ai vorbit de mine, mai bârfite. Urât. Nu, dragul meu, am spus că... Mama, soacra mea, gătește foarte bine și că de obicei soții, le spun soțiilor, ai, foarte bun, da, nu-i ca la mama. Păi atunci tu te să mănânci la mama, asta am zis, n-am zis rău. Mama, vezi că vin. Am plecat. E așa de rău? Nu, okay. Am spus că soacra mea gătește foarte bine, ceea ce e și foarte bine, dar și foarte rău, că mă compar tot timpul cu ea și... E bun. E bun, nu? Bun, e bun. Mă bucur că-ți place. Poftă bun, dragule. Deci, le-ai spus la oameni ce ai făcut aici, nu? Le-am spus, sigur, e o salată orientală, foarte ușor de pregătit. Data viitoare tu toci ceapa. Păi eu am tocat-o și de data asta. Când? Ai vrut să o toci?
Te-am tocat pe tine la cap înainte. A, da, asta da. Asta da. Foarte bun. Hai că e bun și atâta o să mânc acum. Dar mai bine să nu vedeți, că ați văzut că eu mănânc frumos și nici nu vorbesc cu gura plină, nici nu cioflăi și nu vreau să vă mai inspir la cioflăiană. Hai să mâncăm și mai vorbim. E bună.